Primarul municipiului Deș, Costan Morar, a fost invitatul Ioanei Jeler în emisiunea Actualitatea Someșeană de joi de pe Someș TV. În cadrul emisiunii, primarul municipiului a vorbit despre alegerile locale din luna iunie, precum și despre candidatura sa la funcția de primar. Mai mult, actualul primar al orașului a vorbit și despre reîntoarcerea sa în cadrul partidului PSD, precum și despre proiectele pe care vrea să le deruleze în noul mandat. Primarul municipiului Deș, Costan Morar, a vorbit și despre proiectele care se derulează în prezent la nivelul municipiului, proiecte de anvergură, precum reabilitarea străzilor din oraș, construcția pieței și alte lucrări realizate pe fonduri europene. Credeți că faptul că dumneavoastră ați făcut parte din PSD, ați fost primar PSD, iar la partidul de guvernământ a fost un alt partid, acest aspect a împiedicat oarecum să ajungă fonduri mai multe în municipiul Deș? Credeți că a fost un impediment? Nu cred, pentru că eu la nivel de comunitate locală, comparativ cu alte localități, la relativ același număr de populație, am accesat cu mult mai multe fonduri europene. În sumă totală de aproximativ 350 de miliarde de lei, comparabil cu mult mai mare, cum vă spuneam, cu localități de mărimea noastră. Dar, sigur că sunt oameni și cu rațiune la nivel de guvern, nu se calculează totul pe linie politică. O experiență de 8 ani în spate, viceprimar 4 ani primar. Sigur, pentru experiență care a și contat chiar și în decizia atât la nivel județean și local, pe lângă sondaje și chestia asta de administrație pe o perioadă de 8 ani, de echilibru, chiar în sondajele de opinie care au fost făcute, acest lucru a ieșit în evidență. Capacitatea de comunicare cu masele, apropierea față de mase, pe linie umană, sigur, seriozitate, responsabilitate, corectitudine, sunt câteva aspecte care au făcut ca acel punctaj să fie peste 60%. Pentru alegerile care bat la ușă, și cu asta o să încheiem discuția despre candidatura dumneavoastră, sunteți mai optimist? Pentru că spuneați că la un moment dat ați fost mai pesimist. Acum sunteți mai optimist, domnule primar? Da, sigur că... Și de unde vă vine acest optimism, dacă e să vorbim de optimism? Nu neapărat, v-am spus, a fost o împăcare foarte mare a mea ca om, ca și ales local, care am pus mult suflet în ceea ce am făcut până acum, rezultatul acelor sondaje care sunt în preambulul, deci anticipativ față de votul final. Deci cumva se indică ceasul, se indică ora, se indică situația la care te afli în acest moment. Așadar, în contextul respectiv, ai un optimism mai accentuat. Domnule primar, toată această perioadă de care vorbeam și înainte de pauza de publicitate, în care le putem numi frământări, au fost la un moment dat în interiorul partidului, chiar și probabil ale dumneavoastră personale, o mare neîmpăcare. Măcar toată această perioadă, în acest moment, poate fi numită una constructivă? Da, în acest moment, în urma desemnării candidaturii mele, am convenit să construim împreună ceea ce trebuie să construim pentru oraș, pentru că, cum vă spuneam, este foarte important ca în acest moment să cuplăm atât PSD, organizația PSD la nivel local, organizația PNL și PC, să câștigăm primăria municipiului Deș, să câștigăm Consiliul Local și, evident, să ajutăm pentru parlamentare să câștige în zonă USL-ul, pentru că eu doresc să fie la guvernare USL-ul din toamnă. Implicit, această dorință mea este și dorința de a investi cât mai mult în Dej, de a ajuta Dejul prin fonduri nerambursabile. De fapt, acest lucru l-am făcut și în această perioadă, atât cât s-a putut face, aștept o subvenție și surse de finanțare cu mult mai mari în perioada următoare.